Comisarul șef Radu Obrejea se simte nedreptățit de procurorii DNA pe care îi acuză că au scăpat în mass media informații din dosarele care îl vizează cu scopul de a-l discredita. El face referire în primul rând la interceptări care ar fi ajuns în presă într-o manieră trunchiată, ceea ce ar fi dus la distorsionarea adevărului. Din acest motiv, Radu Obrejea a dat în judecată DNA. Vreau să vă spun că încă de la momentul când a fost pus în libertate din arest preventiv, v-am spus că acesta se va apăra cu toate mijloacele pe care legea îi le pune la dispoziție, practic prin mijloace legale. A ajuns să aleagă, acest demers, pentru că în ultima vreme și chiar și în perioada de arest preventiv, mai ales în perioada cât a fost arestat preventiv, în presă, în mass media în general, au apărut tot felul de interceptări care până la urmă vizau, în primul rând, viața intimă, viața privată a acesteia și care nu aveau niciun fel de legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse până la urma urmei acesteia și care până la urmă ar trebui să formeze obiectul probațiunii în acest dosar și nu alte aspecte ale vieții private. Ori toate aceste chestiuni au creat un imens prejudiciu, a ajuns practic să aibă discuții până într-acolo încât să se destrame, practic, să îi se destrame familia. Din aceste considerente, pe de o parte, a ales să promoveze această acțiune pe rolul Tribunalului Suceava, care, până la urmă, va hotărâ, va stabili dacă DNA Serviciul Teritorial Suceava a procedat corect sau nu în ceea ce privește informarea presiei cu privire la anchetele pe care le are în desfășurare. Radu Obrejea cere daune morale de 500.000 de euro. Acțiunea a fost înregistrată la secția civilă a Tribunalului Suceava. Suma de jumătate de milion de euro, mai exact 500.000 de euro, este o sumă, din punctul meu de vedere, mult prea mică, având în vedere prejudiciul care a fost adus. Vedeți dumneavoastră, mass media, în general opinia publică, prin comunicatele și prin interceptările trunchiate pe care au fost scurse în presă, ca să mă exprim așa, nu au făcut decât să îi încalce pe de o parte dreptul la apărare, pe de altă parte prezumția de nevinovăție, el fiind considerat de către opinia publică deja vinovat înainte de a fi judecat. Această sumă poate fi modificată, vă spun, exclusiv în sensul majorării acesteia. Se va mai gândi în funcție de prejudiciu și prejudiciile care vor mai fi aduse acestea. Credeți că judecătorii au fost influențați de toate aceste apariții în mass media? Da, sunt convins că au fost influențați. Practic și pe judecătorii care au judecat până în acest moment cererile formulate de acestea, s-a pus o presiune suplimentară prin publicarea, prin oferirea către mass media acestor pasaje din dosar, repet, trunchiate, astfel încât suntem în situația în care vă pot spune că la nivelul secției penale a Tribunalului Suceava există deja o problemă în ceea ce privește judecătorii care mai sunt sau nu compatibili să judece dosarele în care acesta este implicat. Săptămâna trecută, procurorii DNA au trimis în instanță un dosar în care Radu Obrejea este anchetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă continuată și trafic de influență în formă continuată. Comisarul șef ar fi fost capul unei rețele specializate în fraudarea contra cost a examenelor pentru obținerea permisului de conducere. Numai în 2020, peste 200 de candidați și-ar fi obținut carnetele de șofer contra unor sume cuprinse între 600 și 5.500 de euro.